Luna iulie, ziua a 30-a. Sfinții apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din numărul celor 70. Sfântul apostol Sila, pe care cei mai mari apostoli l-au ales spre slujirea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, mai întâi cu Sfântul mai marele apostol Pavel, apoi și singur a suferit multe osteneli într-o bunăvestire a lui Hristos. La început, când s-a făcut trimitere de la adunarea apostolilor din Ierusalim bisericii din Antiohia, ca să nu taie împrejur pe cei ce veneau de la neamuri la Sfânta Credință, a fost trimis și Sfântul Sila cu alți bărbați vestiți, precum scrie despre aceasta Sfântul Luca în Faptele Apostolilor. Apostolii și bătrânii, cu toată adunarea, alegând dintre dânsii pe niște bărbați, i-au trimis în Antiohia cu Pavel și cu Varnava, pe Iuda cel ce se numea Varsava și pe Sila, bărbatul cel vestit între frați. Deci mergând ei în Antiohia, au adunat poporul și le-au dat scrisoarea, pe care citind-o s-au bucurat de mângâiere. Iar Iuda și Sila, fiind proroci, mult au mângâiat cu cuvântul pe frați și au întărit. Apoi Sila a voit să petreacă în Antiohia, iar Iuda s-a întors la Ierusalim. După aceasta, Sfântul Pavel a voit să meargă în alte țări la propovăduire și alegând pe Sfântul Sila, s-a dus cu dânsul, încredințându-se darului lui Dumnezeu de către frați. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile, și mergând ei în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia. Iar în Filipi, au izgonit un duh ghicitor din oarecare fecioară, care prin vrej aducea mult câștig stăpânilor săi. Și văzând stăpânii ei că a pierit nădejdea câștigului lor, au prins pe Pavel și pe Sila și au dus în târg la boieri, clevetind și zicând: acești oameni tulbură cetatea noastră. Deci s-a strâns la dânsi mult popor și voievozii, rupându-le lor hainele, au poruncit să-i bată cu toege. Și dându-le lor multe lovituri, i-au băgat în temniță și picioarele lor le-au fericat în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila cântau rugându-se lui Dumnezeu. Atunci deodată s-a făcut cu tremur mare, încât și temelile temniței s-au clătinat, ușile s-au deschis și legăturile au slăbit. Iar străjerul temniței, deșteptându-se, a văzut ușile temniței deschise și, scoțându-și cuțitul, voia să se înjunghe, părându-i se că au scăpat cei legați. Dar Pavel, strigându-l, l-a oprit să se ucidă pe sine. Atunci păzitorul, tremurând, a căzut la picioarele lui Pavel și ale lui Sila și, scoțându-i pe ei, i-a dus în casa sa și le-a spălat rănile și s-a botezat cu toții caznicii săi. De acolo, sfinții apostoli Pavel și Sila s-au dus în Amfipoli, în Apolonia și în Tesalonic. Și mulți din elini și multe din femeile cele de neam bun s-au alăturat lor. Iar neînduplecații evrei au luat din zavistie pe oarecare bărbați răi și gâlcevitori și au tulburat poporul împotriva apostolilor lui Hristos, vrând să-i ucidă. Iar frații au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila în Veria. Dar evreii din Tesalonic, mergând și acolo, au pornit poporul împotriva propovăduitorilor cuvântului lui Dumnezeu. Deci Pavel s-a dus pe mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. Dar nu după multe zile, ducându-se, au aflat pe Sfântul Pavel în Corint. Atunci Sfântul Sila a fost făcut episcop al Corintului. Și ostenindu-se destul într-o propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu și făcând semne și minuni, s-a dus către Domnul. Sfântul apostol Silvan s-a ostenit în propovăduirea cuvântului cu amândoi sfinții mai mari apostoli Petru și Pavel. Amândoi acești apostoli îl pomenesc pe el în scrisorile lor. Sfântul apostol Petru, în scrisoarea sa sobornicească, scrie astfel: cu Silvan, credinciosul frate, precum socotesc, puține v-am scris vouă. Asemenea și Sfântul Pavel scrie în epistola a doua către Corinteni: Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cel propovăduit de noi vouă prin mine și prin Silvan. De aici este adevărat că Sfântul Silvan a slujit în acea vreme fiecăruia dintre cei mai mari apostoli și a fost părtaș al ostenirilor și al durerilor lor într-o bunăvestire a lui Hristos. Și făcându-se episcop în Tesalonic, a suferit multe primejdii pentru nevoințele credinței și s-a slujit la Hristos, dătătorul de cununi. Pe Sfântul Apostol Crescent îl pomenește Sfântul Pavel în epistola a doua către Timotei, care este alcătuită în limba elinească, zicând: Crescent în Galatia, trimis de mine la propovăduire. Acesta a fost episcop în Galatia, apoi a propovăduit pe Hristos în Galia. În Viena, cetatea Germaniei, a pus episcop pe Zaharia, ucenicul său. Iar el s-a întors în Galatia și s-a sfârșit ucenicește pe vremea împărăției lui Traian. Pe Sfântul Apostol Epenet îl pomenește Sfântul Pavel în scrisoarea cea către romani zicând: Închinați-vă lui Epenet, iubitul meu, care este începătura Ahaiei întru Hristos. El a fost episcop în Cartagina. Pe Sfântul Apostol Andronic îl pomenește Sfântul Pavel în acea scrisoare zicând: Închinați-vă lui Andronic, și numindu-l rudenie și împreună robit cu sine,
vestit între apostoli, care mai înainte de el a crezut în Hristos. El a fost episcop în Panonia. Notă. Sfântul Andronic, afară de această zi, se mai cinstește și deoseb în 17 zile ale lunii mai, împreună cu Iunia, ajutătoarea lui. Sfârșitul notei. Tot într-o această zi, Sfântul Sfințit Mucenic Valentin și cei împreună cu dânsul. Într-un hotar din părțile Italiei, care se numește Umbria, în cetatea care se chema Interamna, a fost episcop Sfântul Valentin, care luase de la Dumnezeu darul tămăduirilor. Și tămăduind toate neputințele și bolile oamenilor cu rugăciunea și cu chemarea preasfântului nume al lui Iisus Hristos, îi întorcea pe cei necredincioși de la păgânătatea închinării de idol spre Dumnezeu. Căci atunci, credința idolească cuprindea încă multă lume și împărații păgâni stăpâneau apusul și răsăritul și prigoneau pe creștinii. În acea vreme, trei scolastici din Atena cu neamul și cu credința elinii, cu numele Procul, Efiv și Apolonie, au mers la Roma pentru învățătură, vrând să deprindă bine limba și filozofia romană. Și, aflând pe un ritor prea înțelept și iscusit în amândouă limbile, latină și elină, cu numele Craton, s-au încredințat aceluia spre învățătură și petreceau în casa lui. Și unul din fiii lui Craton, cu numele Herimon, s-a îmbolnăvit foarte tare și în boală i s-a grăbovit spatele, astfel că capul lui era între genunchi și nu putea să se întindă deloc. Și-au chemat mulți doctori și nu puteau să aducă bolnavului niciun folos. Deci a pătimit 3 ani, fără nădejde de la doctori. Dar s-a întâmplat de a mers la casa lui Craton un tribun cu numele Fronton. Acela, văzând pe cel bolnav, a zis: "O boală ca aceasta s-a întâmplat unui frate bun al meu." Și l-a tămăduit un episcop creștin care se numește Valentin și care petrece în cetatea Interamna. Spunând aceasta, tribunul a sfătuit pe Craton să trimită pe fiul său bolnav la acel episcop. El a mai adăugat încă și aceasta despre fratele său, că după primirea tămăduirii n-a voit să se despartă de episcopul acela, fiind atras de bunătatea aceluia, astfel s-a legat de el prin dragoste. Auzind acestea, Craton a trimis niște bărbați cinstiți, prieteni de-ai săi, la acel episcop, rugându-l să vină la dânsul, de vreme ce nu era cu putință să poarte atâta cale pe copilul cel bolnav. Iar omul lui Dumnezeu nu s-a lenevit să meargă din cetatea sa în Roma la omul care îl chema și de care a fost primit cu cinste. Și arătând Craton arhiereului pe Herimon, fiul său cel bolnav, l-a rugat să-l tămăduiască pe el, precum a tămăduit și pe fratele tribunului. Sfântul Valentin i-a zis: "De vei vrea tu, fiul tău se va tămădui." Craton a zis: "Jumătate din avoția mea o voi da, de vei putea să tămăduiești pe fiul meu." Sfântul a zis: "Mă minunez de tine că ești dascăl înțelept și nu pricepi cuvintele cele zise de mine. Deci iarăși îți spun că de vei vrea tu, se va tămădui bolnavul. Că de vei crede în Hristos, toate se vor putea credinciosului. Căci credinciosul este mult mai cinstit înaintea lui Dumnezeu decât cel necredincios, care își pune nădejdea sa în cele deșarte și în lucruri proaste. Iar pe idolii făcuți din lemn, din piatră și din alte materii, care au fost oameni răi, îi are ca pe niște zei. Au doar se poate crede că sunt zei aceia care, tăvălindu-se în lucruri prea spurcate și îndeletnicindu-se cu munciri cumplite, nu au niciun ceas liber de fără de legile cele urâte? De aceea, de vei primi credința la care eu te sfătuiesc și lepădându-te de păgânătatea zeilor, îți vei pune nădejdea în singurul Dumnezeu, cel nevăzut și atotputernic, se va da sănătate fiului tău, precum dorești. Iar jumătate din averea ta, pe care mi-o făgăduiești, împart-o săracilor, ca să se roage lui Dumnezeu pentru tine și pentru fiul tău. Iar pe mine, cu niciun chip nu mă vei putea îndemna să iau ceva de la tine pentru tămăduirea lui, decât numai singură credință îmi trebuie. Deci să crezi că Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, este adevăratul Dumnezeu, și să te lepezi de toți idolii tăi și atunci vei vedea sănătos pe fiul tău." Craton i-a zis: "Deși nu știu cu ce fel de rânduială se cuprinde credința voastră, însă am auzit că fiecare se mântuiește cu credința sa. Căci nu poate credința unuia să ajute altuia, nici necredința cuiva să vateme pe altcineva." Sfântul Valentin a răspuns: "Sunt unele lucruri în viețile omenești care nu pot nici să ajute, nici să vateme pe altul. Pentru că necredința tatălui nu poate să vateme credința fiului. Dar la nevoie și la trebuința sănătății, credința cuiva poate să ajute altuia. Prin aceasta, tatăl ajută fiului, sora fratelui și stăpânul slugii." Noi citim că sutașul, pentru credința lui, a luat sănătoasă pe sluga sa care murea. Mai marele sinagogii a văzut întoarsă la viață pe fiica sa care murise. Și surorile care plângeau pe Lazar, fratele lor, care murise și îl îngropaseră,
prin glasul Domnului l-au văzut înviat a patra zi și s-au bucurat. Sunt și alte multe pilde în Scriptura veche și nouă, iar acestea le-am arătat ca dovadă cum credința unuia poate să ajute altora. Însă se întâmplă și aceasta, ca necredința cuiva să aducă vătămarea asupra altora, căci și necredința unui om ca lui Faraon a adus felurite pedepse asupra Egiptului, iar la urmă și pe el însuși l-a pierdut cu toată oastea. Acestea și mai multe, zicând Sfântul Episcop, ritorul Craton a căzut la picioarele lui și a zis: Cred întru cel propovăduit de tine că este Dumnezeu adevărat și nu este altul afară de el, care poruncește bolilor și morții și acelea fug. El poruncește vieții și vine. Iar Sfântul Episcop Valentin i-a zis: Credința creștinească se cade a o arăta nu numai prin cuvinte, ci și cu faptele. Ritorul a zis: Care sunt faptele prin care poate să se arate credința? Episcopul a zis: Să te lepezi de idolii cei făcuți de mâini și să primești Sfântul Botez, ca să te rânduiești între fiii lui Dumnezeu. Craton a zis: Apa care spală întinăciunea trupească, cum poate să spele păcatele? Arhiereul a răspuns: Apa, când se va chema asupra ei numele Preasfintei Treimi, primește în taină întrânsă pe Sfântul Duh, care curățește toate păcatele omului ce se botează în apa aceea. Craton a zis: Lungindu-se vorba noastră, se scurtează viața fiului meu Herimon. Sfântul Valentin a zis: De nu vei crede acestea, pe care n-ai putut să le auzi și să le vezi vreodată, fiul tău nu va putea să fie sănătos. Craton a zis: Care este aceea pe care nu am putut nici să o aud și nici să o văd? Arhiereul a zis: Oare ai auzit vreodată de fecioara cea care neîntinată a zămislit, adică fiind fecioară, a născut și după naștere a rămas tot fecioară? Oare ai văzut cândva pe cineva umblând pe apele mării ca pe uscat și cu cuvântul să fi schimbat valurile mării în alinare? Auzit ai oare de același care mai în urmă a fost răstignit, mort și îngropat și a treia zi a înviat din morți și apoi s-a înălțat la cer în vreme ce mulți priveau la aceasta? Și la cărui înălțare îngerii în vederea ochilor, arătându-se oamenilor, au mărturisit că iarăși va veni din cer ca să judece vii și morții? Te le crezi acestea că sunt așa? Apropie-te și te botează, ca să câștigi sănătatea fiului tău și singur să te învrednicești vieții cele veșnice. Ritorul a zis: Toate câte mi le grești, le voi face, numai fiul meu să se facă sănătos. Atunci episcopul a zis: De vreme ce înțelepciunea lumii acesteia, al cărei dascăl ți se pare că ești, este nebunie la Dumnezeu, și nu poți crede atât de desăvârșit pe cât credința are trebuință, dă-mi cuvânt că dacă fiul tău va câștiga sănătate prin credința mea, te vei întoarce spre Hristos și te vei boteza împreună cu toată casa ta. Atunci ritorul Craton, chemând pe femeia sa și pe toți caznicii săi, s-au aruncat înaintea picioarelor lui, făgăduind că toți se vor face creștini dacă se va tămădui Herimon. Acolo erau și tinerii cei pomeniți mai sus, Procul, Efiv și Apolonie, care și ei, dorind sănătatea fiului dascălului lor, au făgăduit că se vor face creștini. De aceea, episcopul Valentin a poruncit să se pregătească o cameră osebită și în ziua aceea și noaptea viitoare să fie tăcere. Apoi, luând pe bolnav în camera aceea, s-a închis singur cu dânsul. Și era bolnavul acela rotund cu tot trupul ca un ghem, având capul între genunchi și picioarele pe umeri și peste spate, încât nicio parte nu avea liberă între încheieturile trupului. El nici nu putea vorbi cu limba, ci numai gemea. Deci nici unul dintre doctori nu putea să cunoască și să vindece neputința lui. Iar Sfântul Valentin, episcopul, a șternut pe pământ rasa de păr pe care obișnuia a se ruga. Și, punând pe dânsa pe bolnav, mai mult mort decât viu, s-a rugat toată noaptea lui Dumnezeu. Iar la miezul nopții, a strălucit în camera aceea o lumină cerească, încât celor ce erau afară li se părea că s-a prins foc înăuntru. Iar după ce a trecut miezul nopții, copilul s-a sculat sănătos cu tot trupul și a început cu glas mare a lăuda pe Dumnezeu. Atunci părinții lui și toți care erau cu dânsii în casa aceea, auzind glasul lui Herimon, s-au bucurat foarte tare, că de 3 ani nu-l mai auziseră pe el vorbind decât numai gemând. Deci apropiindu-se, au bătut în ușă, rugând pe sfânt să le deschidă și să vadă pe Herimon. Însă Sfântul le-a răspuns lor: Până ce nu voi săvârși obișnuitele mele rugăciuni și cântări de laudă, nu vă voi deschide. Deci așteptând ei cu bucurie până la ziua, Sfântul Episcop le-a deschis ușa și scoțând pe copil sănătos cu trupul, ca și cum niciodată n-ar fi fost bolnav, datat pe el părinților lui. Atunci ritorul Craton, cu toată casa sa, a crezut în Hristos și s-a botezat, veselindu-se cu Duhul întru Dumnezeu Mântuitorul lor. Iar Herimon, copilul cel tămăduit, după primirea Sfântului Botez, nu mai voia să se despartă de doctorul său, de episcopul Valentin. Asemenea și cei 3 tineri, pomeniți mai sus, după botez, lăsând filozofia aceea din afară, s-au lipit cu toată osârdia de duhovnicescul învățător, de Valentin, arhiereul lui Dumnezeu,
și s-au făcut ucenicii lui, fiind următorii vieții lui celei sfinte și căutătorii mântuirii lor. Pentru că pe scolasticii cei de vârstă cu dânsii, tineri și copiii îi aduceau la credința în Hristos și la Sfântul Botez prin îndemnările lor și cu pilda vieții cele cinstite și înțelepte. Și se adunau la dânsii mulțime de scolastici, care ascultând învățătura lor cea insuflată de Dumnezeu, se învățau la cerească înțelepciune și se povățuiau la calea cea adevărată. Iar când fiul eparhului cetății, cu numele Avundie, crezând în Hristos s-a botezat și aprinzându-se de dragoste dumnezeiască mărturisea înaintea tuturor că este robul lui Hristos, atunci tatăl lui și ceilalți sănători, umplându-se de mânie, au prins pe învățătorul credinței creștine, pe Sfântul Valentin, și bătându-l fără cruțare, îl silau la închinarea de idoli. Iar el, nevrând să le facă voia, a fost muncit cumplit, apoi l-au închis în temniță. Dar Sfântul se bucura că s-a învrednicit a pătimi pentru Hristos Domnul său și, înfrumusețându-se cu rănile cele suferite pentru el, ca și cu niște podoabe scumpe, se lăuda apostolește zicând: rănile Domnului meu pe trupul meu le port și împlinesc lipsirea patimilor lui Hristos în trupul meu. Iar pe ucenicii săi care veneau la dânsul pe când ședea în temniță, i-a întărit în sfânta credință. De acest lucru, înștiințându-se eparhul, s-a mâniat foarte tare și, trimițând noaptea, l-a scos din temniță și a tăiat capul. Astfel și-a sfârșit nevoința sa cea mucenicească Sfântul Episcop Valentin, iar ucenicii lui, Procul, Efif și Apolonie, luând cinstitul lui trup, l-au dus în cetatea Interamna și acolo, înaintea cetății, cumpărând o parte mică de pământ, l-au îngropat cu cinste. Și petreceau lângă mormânt ziua și noaptea în post și rugăciuni, lăudând pe Dumnezeu. Și se adunau la dânsii toți credincioșii câți erau în cetate și mulți din cei necredincioși veneau și, ascultând cuvintele lor cele mântuitoare de suflet și propovăduirea lui Hristos, se luminau cu credința. Iar după o vreme oarecare, înștiințându-se de acestea Leontie, dregătorul cetății, i-a prins pe cei trei sfinți și i-a băgat în temniță. Dar de vreme ce a văzut pe popor gâlcevind și jelindu-i pe ei, pentru că erau tuturor iubiți, a poruncit să-i ucidă pe dânsii noaptea, pentru că se temea să-i osândească pe dânsii la moarte ziua, ca să nu fie eliberați de pâinile poporului ce gâlcevea. Deci sfinții mucenici au fost tăiați noaptea și s-au dus la lumina cea înserată a cereștii împărății. Iar Sfântul Avundie, cel mai sus pomenit, fiul eparhului Romei, care mersese acolo la iubiții săi prieteni, când a auzit de uciderea lor, i-a fost jale de aceasta foarte. Deci luând cinstitele lor trupuri, l-a îngropat cu cinste lângă mormântul Sfântului Valentin, învățătorul lui, slăvind pe Domnul Iisus Hristos, care viază și împărățește împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Polichronie, episcopul Babilonului și cei împreună cu dânsul. Deciu, păgânul împărat al Romei, muncind pe mulți creștini, s-a dus cu toată puterea oștirii sale împotriva Persiei și, biruind oștile persane, a predat țara lor și a luat în stăpânire Babilonul, Bactrianul, Ircania și Asiria. Iar mulțimea creștinilor care se aflau în acele țări a pierdut-o cu felurite munci. Atunci era episcop în Babilon, Polichronie și cu dânsul trei preoți, Parmenie, Elima și Hrisotel, iar ca diaconi, Luca și Muco. Pe aceștia, prinzându-i Deciu, a poruncit să-i aducă îndată la jertfă idolească. Iar Sfântul Polichronie a zis cu îndrăzneală: noi ne aducem jertfă pe noi înșine Domnului nostru Iisus Hristos, iar diavolilor și idolilor celor deșerți făcuți de mâini omenești, niciodată nu ne vom închina. Atunci Deciu a poruncit să arunce în temniță pe episcop împreună cu preoții și cu diaconii lui. Și a început a zidi în cetatea Babilonului o capiște spurcatului său zeu Saturn, făcându-i un idol aurit. El a scris la Roma eparhului Valerian de fericita sa biruință asupra perșilor, despre care zicea că i s-a dat lui de la zeii săi, și i-a poruncit să facă în Roma prăznuire mare zeilor, iar pe creștini să-i muncească și să-i ucidă. Deci Valerian făcea în Roma porunca lui Deciu, și săvârșindu-se în Babilon capiștea zeului Saturn, păgânul a pus înaintea judecății sale pe Polichronie episcopul, cu preoții și cu diaconii săi, și a zis: oare tu ești fur de cele sfinte, necinstind pe zei și neascultând poruncile împărătești? Iar Sfântul nu i-a răspuns niciun cuvânt, ci stătea tăcând. Atunci împăratul a zis către preoți și diaconi: povățuitorul vostru a amuțit. Preotul Parmen i-a răspuns: părintele nostru n-a amuțit, dar nevrând să spurce cinstita și sfânta sa gură, face după porunca Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis: să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca să nu le calce cu picioarele lor și întorcându-se să vă rupă pe voi. Deci oare este drept ca gura cea curată să se întineze cu gunoiul? Și mânindu-se Deciu a zis: oare noi suntem gunoi? Și îndată a poruncit să taie limba acelui preot. Iar după ce i-au tăiat limba,
Sfântul Parmenie a strigat luminos către Sfântul Polihronie zicând: Sfinte Părinte, roagă-te pentru mine pentru că văd asupra ta pe Sfântul Duh cel ce împărățește, care îți percetulește gura, iar într-a mea pune faguri de miere. Așa de minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, căci celui ce avea limbă i-a poruncit să tacă, iar celuilalt, a cărui limbă era tăiată, i-a dat putere a vorbi, spre arătarea tăriei sale cele atotputernice. Apoi Deciu a zis către episcop: Polihronie, jertfește zeilor și îmi vei fi mie prieten, iar capiștea cea nouă zidită a lui Saturn o voi încredința ție. Dar episcopul nu i-a răspuns nimic. Atunci Deciu, umplându-se de mânie, a poruncit să-l bată cu pietre peste gură. Iar când îl bătea, Sfântul și-a înălțat mâinile spre cer și, ridicându-și ochii, și-a dat duhul. Și-a lăsat Deciu trupul mucenicului aruncat înaintea capiștei lui Saturn. Iar în noaptea următoare au mers doi bărbați cinstiți, boieri persani. Avdon și Senis, creștini tăinuiți, care luând în taină trupul Sfântului Episcop Polihronie, l-au îngropat lângă zidul Babilonului. Iar Deciu s-a dus la cetatea ce se numea Corduva, care este în țara Persiei, poruncind să aducă după el pe acei preoți și diaconi legați cu lanțuri de fier. Iar sfinții fiind duși, fiarele au căzut de pe grumajii lor și de pe mâinile lor. Și mergând împăratul Deciu în cetatea Corduva, a pus înaintea judecății sale pe legații cei aduși și a zis către dânsii: O nebunilor, voiți și voi să pieriți? Iată, eu vă îndemn să jertfiți zeilor celor fără de moarte. Atunci preotul Parmenie, căruia îi era limba tăiată, a răspuns cu glas mare: O, ticălosule, care ne silești pe noi să ne închinăm idolilor celor făcuți de mâini, închină-te tu Domnului nostru Iisus Hristos, căci de nu te vei închina Lui, vei pieri împreună cu toți zeii tăi. Atunci Deciu a poruncit să-i spânzure pe toți la muncire. Iar sfinții fiind întinși, mulțumeau lui Dumnezeu și ziceau către preotul Parmenie: Roagă-te pentru noi, Părinte! Iar el a zis: Dumnezeu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne dea nouă mângâierea Sfântului Duh, care împărățește în vecii vecilor. Ei i-au răspuns: Amin. Iar Deciu, mânindu-se, a zis: Iată farmecele, oare nu este semn arătat de farmece ca omul să grăiască fiind fără de limbă? Preotul Parmenie a răspuns: Domnul nostru Iisus Hristos, care a dat-o dinioară mutului grăire, acele mi-a dat și mie păcătosului a grăi. Iar tu, având limbă și grăind, ești mut, de vreme ce nu slăvești pe adevăratul Dumnezeu. Atunci Deciu a poruncit să-i ardă cu foc, să le lipească table de fier arse pe coastele lor și cu unghii de fier să le slujească trupurile. Pe când sfinții erau astfel munciți, s-a auzit un glas din cer zicându-le: Veniți la mine, cei smeriți cu inima! Iar Deciu, auzind acel glas, îl socotea vrăjitorie. Deci a poruncit să coboare pe mucenici de la muncire și să le taie capetele, iar trupurile lor să le arunce afară din cetate, lângă calea poporului, și să pună păzitori ca să nu le ia cineva și să le îngroape. Astfel și-au săvârșit pătimirea lor pentru Hristos, sfinții mucenici, cei trei preoți, Parmenie, Elima, Hrisotel, și cei doi diaconi, Luca și Muco. Iar trupurile lor, cele aruncate, le-au luat cei doi cetățeni, de care s-a zis mai sus, și le-au îngropat într-un sat al lor, aproape de Corduva. În aceeași vreme, împăratul Deciu a trimis prin toată Persia să caute pe creștini și să-i pună la muncire. Iar unii din slujitorii lui, apropiindu-se de dânsul, i-au zis: O împărate, prinșii aceia ai tăi, care i-ai miluit și le-ai dăruit viață și libertate, sunt creștini, pentru că adună trupurile cele creștinești și le îngroapă în satul lor și nu se închină zeilor, nici nu ascultă porunca ta. Deciu a zis cu mânie: Cine sunt acei necredincioși? Slujitorii au răspuns: Avdon și Senis. Și-a poruncit împăratul să-i cheme la el îndată. Iar ei venind le-a zis: Oare așa sunteți de nebuni că nu vedeți că pentru aceea sunteți supuși și biruiți de stăpânirea noastră a romanilor, deoarece nu cinstiți pe zei? Ei au răspuns: Pentru aceea ne-a făcut Hristos să fim biruitori asupra diavolului, pentru că am defăimat pe zeii voștri. Deciu le-a zis cu mânie: Oare nu știți că viața voastră stă în mâinile mele? Sfinții au răspuns: Viața noastră este în mâinile Dumnezeului nostru și Lui ne închinăm, căci El, plecând cerurile, s-a pogorât pe pământ pentru mântuirea noastră. Atunci Deciu a poruncit să-i lege cu lanțuri de fier și să-i închidă într-o temniță strâmtă. Iar sfinții, fiind legați cu lanțuri, au zis: Iată slava noastră pe care totdeauna o nădăjduiam de la Domnul nostru. Tot în aceeași zi au fost pârâți la împărat că sunt creștini și alți doi bărbați cinstiți, Olimpie și Maxim. Iar împăratul, prinzându-i, a poruncit să-i bată îndată cu bețe, fără să-i cerceteze, pentru că zicea: Nu sunt vrednici să le ascult cuvintele lor, deoarece nu cinstesc pe zeii mei, ci sunt vrednici de moarte toți cei ce au Dumnezeu pe omul care a murit. Sfântul Maxim a grăit: Ai zis bine, cel ce a murit, dar de ce nu zici că același a și înviat? Deci eu a zis:
spuneți-ne nouă comoara voastră. Sfântul Olimp i-a răspuns, comoara noastră, aurul, argintul și toată bogăția este Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care nu ne curățăm sănătatea noastră, defăimând toate bogățiile pământești. Și fiind sfinții bătuți aspru, strigau, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, că ai binevoit să ne rânduiești pe noi cropii tăi. Iar Deciu, iutindu-se și mai mult, a poruncit să-i bată cu verși de plumb. După aceea, i-a încredințat unui oarecare Anisie ajutorul său. Acela, luându-i, i-a muncit și la sfârșit le-a tăiat capetele cu securea, iar trupurile lor le-a aruncat spre mâncarea câinilor. Și au zăcut ele neîngropate 5 zile, dar nimic nu s-a atins de dânsele. Iar după acele 5 zile, creștinii luându-le noaptea le-au îngropat cu cinste. După aceasta, Deciu, păgânul împărat, a plecat spre Roma și cu el erau aduși legați cu lanțuri și sfinții mucenici din Persia, Abdon și Senis, pe care Deciu îi purta înainte spre slava sa ca să facă cu ei priveliște romanilor. În acea vreme, Valerian Eparhul prinsese în Roma pe preasfințitul papă Sixt, împreună cu tot clerul său și nu puțin din ceilalți creștini, și a închis pe toți în temnița poporului. Și șezând papa Sixt acolo multe zile, veneau la dânsul creștinii cei tenuiți și aduceau pe fiii lor, pe rude și pe cunoscuți, care se întorceau de la păgânătatea idolească spre Hristos, spre a fi botezați în temnița de papa. Iar Deciu a intrat în Roma cu slavă și cu dănțuire mare, la care dănțuire erau aduși ca niște robiți și acei doi boieri din Persia, Avdon și Senis. Apoi, în altă zi, Deciu, chemând senatul Romei și pe Valentin Eparhul, a adus înaintea lor pe boierii prinși în Persia, legați cu lanțuri și îmbrăcați boierește, cu aur, cu argint și cu podoabe de mare preț și pietre scumpe. Și erau astfel împodobiți spre slava lui Deciu, deși pe cale fuseseră chinuiți cu felurite munci. Deci împăratul, arătând cu degetul spre dânsii, a zis către sfat. Vedeți pe vrăjmașii pe care zeii și zeițele ni-au dat în mâinile noastre? Aceștia sunt potrivnicii împărăției Romei. Și privind spre dânsii tot senatul Romei, s-au mirat toți de cinstita lor vedere și au fost cuprinși de jale pentru dânsii. Pentru că Domnul dăduse robilor săi atâta dar, încât mai mult se umileau cei ce căutau la dânsii decât să se mânie. Și a poruncit Deciu să cheme pe cel mai mare slujitor idolesc al capitolului, cu numele Claudie. Și acela venind, a adus cu sine un idol și trispodul, altar cu trei picioare. Și a zis Deciu către sfinți, jertfiți zeilor și veți fi boieri liberi ai Romei. Veți stăpâni toate averile voastre, vă veți îmbogăți cu mai multe bogății și veți lua de la noi mare cinste. Sfinții au răspuns, odată ne-am adus jertfă Dumnezeului nostru, Domnul Iisus Hristos, iar zeilor tăi jertfește-le tu. Iar împăratul a poruncit ca a doua zi să fie gata priveliștea ca să dea fiarelor spre mâncare pe Avdon și Senis, boierii persani. Și a doua zi, după ce s-a făcut ziua și priveliștea era gata, împăratul Deciu n-a mers la priveliște, ci a trimis pe eparhul Valerian în locul său. Iar Valerian, ducându-se și punând pe mucenici de față, mai întâi i-a îndemnat la închinarea idolilor zicându-le, cruțați-vă neamul vostru cel bun și puneți zeilor tămâie pe altar, pentru că de nu veți face aceasta, veți pieri sfâșiați de dinții fiarelor. Sfinții au răspuns, acum ți-am spus că Domnului nostru Iisus Hristos îi aducem jertfă de laudă și tămâie de rugăciuni și lui unuia ne închinăm, iar pe idolii cei făcuți de mâini nu-i vom cinsti niciodată. Și stătea înaintea priveliștii idolul soarelui, iar Valerian a poruncit ostașilor să ducă pe mucenici la idolul acela și să-i silească să se închine lui. Dar sfinții, apropiindu-se de idol, au scuipat asupra lui. Atunci Valerian, umplându-se de mânie, a poruncit să bată pe sfinții mucenici cu verși de plumb, apoi să-i ducă dezbrăcați la locul care era îngrădit împrejur, unde aveau să fie mâncați de fiare, înaintea ochilor poporului care privea de pe trepte înalte. Deci sfinții stăteau dezbrăcați, dar îmbrăcați într-un Hristos și îngrădindu-se cu semnul Sfintei Cruci. Atunci au dat drumul asupra lor mai întâi la 2 lei, apoi la 4 urși, dar fiarele nu i-au vătămat deloc, ci ședeau la picioarele lor ca niște păzitori. Și a zis Valerian, iată, acum este dovedită vrăjitoria creștinească. Atunci a poruncit să ducă fiarele, iar ostașii cei înarmați să intre la mucenici și să-i ucidă. Și astfel au înjunghiat cu săbile. Apoi, legându-i de picioare, i-au tras și i-au aruncat înaintea idolului soarelui, din porunca Ingemonului, spre înfricoșarea creștinilor. Și așa au zăcut acolo 3 zile, iar un creștin tăinuit, anume Chirin, cu rânduiala ipodiacon, petrecând aproape de priveliște, a luat în noapte trupurile mucenicilor, le-a pus într-o raclă de plumb și le-a îngropat în casa sa. Astfel s-au sfârșit sfinții mucenici Avdon și Senis, boierii persani, iar Sfântul Sixt Papa, cu clerul său, a fost muncit după dânsii. Și pătimirea lui, împreună cu Sfântul Lavrentii Arhidiaconul, se cinstește în 10 zile ale lunii august. Cinstitele moaște ale acestor doi sfinți mucenici, Avdon și Senis, au stat în pământ până pe vremea împărăției Marelui Constantin.
iar în zilele lui, prin dumnezeiască descoperire, au fost găsite de credincioși și au fost mutate în grobința lui Pontian, într-o cinstea și slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.